Să moară dracii amar dacă nu intrați chiar acum pe Discordul serverului meu de 5M să ne facem 7000 zilele astea, pentru că postez cel de-al doilea videoclip a doua zi consecutiv și nu-i ca și cum mâine n-aș putea să-l postez, să postez din nou două videoclipuri pe mine la fel, să facem și live, să muncim la server, doar că vreau să văd că intrați în număr cât mai mare având în vedere că urmează să-mi deschid serverul meu de 5M acolo. Deci l-aveți în descrierea acestui videoclip, totodată găsiți Discordul membrilor unde vă aștept, aveți acces la toate modurile mele, inclusiv mod pe ăsta pe care îl vedeți în fața ochiului, care arată mult mai bomba, am venit și cu rezolvarea lui. Și ce vreau de la voi după aia vă las cu videoclipul propriu zis, este să vă duceți la proxim privat developerul serverului și să spam asta, să-l spamați cu sute de mesaje, deschide serverul ăla, vrem serverul odată, hai cu fair play, hai cu nu știu ce, să rupem unde oricum rupem deja, oricum am dat drumul la mâini bine rău de tot, vreau să mă duc și eu la sală, vreau să mă reapuc de sală, m-a reapucat după 3 luni, am mers 4 zile după care a trebuit să plec și din nou n-a mai fost o săptămână, vreau de acum încolo zilnic să mă duc și să slăbesc neapărat 10 kg, tocmai de aia o să fiu 2 ore, după care intru cu el pe voice, dar până intru cu el pe voice, vreau să-i sar ochii din cap de mesaje pe care le dați, da? Hai, să rupem în două intrările alea pe Discord și să punem cât mai multe videoclipuri, da? Hai, vă pupă fratele vostru și ne auzim la deschiderea serverului meu de 5M. Pa! Am eu borule dacă vrei să-ți dau bani. Nu zi la măcar mi-a fără mașina, că mi-a făcut un cap în gură. Notează numărul de telefon. Așa zi. Îl notezi? Nu. Notează-l, borule. Hai bine zi. 0744 Așa. 235 Așa. Pula să-mi mănânci. Băi, ești nebun. Mamă ce... Da, să-ți dau o bătaie de-aia. Încă mi-ai luat cu bătaia ta cu tot. A, da? Încă mi-ai pula cu riscul lapte de... Ești așa șmeche, a? Da, viața mea, da. Bă, tu nu știi cu cine vorbești, bă. Vorbesc cu puliții. Eu nu mai am luat, bă, în dosarea aia penale, bă, că tu omori aici cu bătaia, băi, nebunule. Haide să ne batem toți trei, eu zic. Haide. Vino cu... Ăla care rămâne în picioare, al doilea, să bate cu al treilea. Hai. Haide jos la garaj acolo. Trebuie să ne rupem capul cu ăsta. Hai, dăm 2v2, da? Nu, mă, nu. Fii atent, facem în felul următor. Fiecare pentru pula lui? Nu, fii atent, hai că-ți explic în felul următor, nu. Tu dai cu al meu 12 dosare penale făcute acum recent. Așa. Și după aia, dacă el rămâne în viață cu ea sau cu el? Bine, bine. Hai. Domnișoara. Domnișoara. 3, 2, 1 și... Pau! Hai că merge. Veniți mai încoa, veniți mai încoa. M-am luat cu tremurici, m-am luat cu emoții. Aici, aici, dar haideți aici, în aici. Fii atent, se lasă cu bătaie cu aia. Se lasă, gata. Bălărie, dacă te bate ăsta ești un prost. Hai, vorba. Hai, 3, 2, 1 și... Hai, mă. Bă, nu! Dă-te, mă, până la stâne, că dau... Are rozetă! Curcat, curcat! Ce-a făcut ăsta? Bălărie, ia bătă-l tu. Haide, haide! Uite, uite-l ce fuge cu aia. Băi, boule! Ma! Fătă-ți mori! Bă, stă-ți idiot! Uite-l aer cum mă carcă, om! Fătă-ți mori! Uite-l aer cum mă carcă! Tu spui mă ta închis! Mamă! Ui, crucea, măsi! Siam, băi, zi! Vezi? Depinde, dacă îmi pui numele Hierme și pe ăsta-l botezi zăbăloasă, atunci facem. Da. Ok, ce facem azi? Păi, veniți după mine și mergem la casă la noi acolo unde avem muncile, avem de toate. Și ai și un pat cumva călduros? Da, da, cu plapumă de aia bună. Și îmi dai pupici? Da, pătură de aia electrică. Nici chiar. Îmi dai pupici? Ce pătură electrică, doamne, că mică mor acolo. Mai zi, domnule, îmi dai pupici? Nu. Mor ca urzi, că dracu. Of, dai te rog eu mult. Nu. Hai, te rog niște pupici, așa... Nu. Păi și atunci ce facem, domnule, că eu sunt homosexual? E pe prietenă, tău și vei... Și-ați bisexual, bă. Haide, mă, hai. Veniți după mine. Da, bă, înainte, ia veniți-mă puțin. Da. Ca să văd că intru într-o familie de culți și nu de proști. Da. Ia dă-te jos șoferul de la mașină care mi-a zis tu să vină în familia ta și răspundem la întrebările pe care eu ți le pun. Mi-e frică. Bă, fii atent. Stai așa, așteptați-o leac. Deci, prima, dar faceți liniște, să nu vă aud restul că veniți cu completări. Deci, zi și mie, te rog frumos, ce rasă este cățelul de usturoi? Ce? Ce rasă este cățelul de usturoi? Cum? Ce rasă este cățelul de usturoi?
Ustureială. Mai gândește. Cu usturoi. Da. Ce rasă este? E cățel, știi, dar ce rasă e? Saint Bernard. Saint Bernard. Saint Bernardarand din ăla. Bun, bravo, bun, 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 prima bară. Radu are două, trei fete. Una mică, una mijlocie și una mare. Aia da. Mică are 7 ani, aia mare are 33 de ani. Câți ani are cea mijlocie dacă Radu are ochi albaștri? 17. Cât? 17. Nu, hai să o mai pun o dată. Deci Radu are 3 fete. Una are 7 ani, cea mică are 7 ani, cea mare are 33. Câți ani are cea mijlocie dacă Radu are ochi albaștri? Albastră. Nu mă, câți ani are? 20. Nu prea ai răspuns. Nu prea ai răspuns bine la asta, nu. 21. Revenim, revenim asupra ei. Mâine se construiește un hotel cu 10 etaje. Câte... Mâine începe construcția unui hotel și el ar trebui să aibă 10 etaje. Adică să construiești un hotel de cu 10 etaje. Da. Câte etaje va avea hotelul, dar la finalul construcției cum ar veni? Nu la început, la final. 15, că ești partera. Bun. 20. Bun. Bun, 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 bravo, 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 bravo. Pot să zic că maxim la... Dar hai mai să-ți mai pun o întrebare. Ia, da. ia zi și mie, te rog frumos. Zi-o pe aia cu care mi-ai s-o tot atunci. Ce? Ce? Aia cu 1900, nu știu cât. Zi-o pe aia cu revoluția. Dacă revoluția din 83 a avut loc în 89, ce an a avut loc revoluția din 69? Deci mai zi-o. Deci, bă, nu mai răspunde la mișto. Taci din gură, deci fii atent. Dacă revoluția din 73 a avut loc în 79, în ce an a avut revoluția din, în ce an a avut loc revoluția din 89? Deci din 79 sau din cât? 89. Deci dacă aia din 73 a avut loc în 79, aia din 89 în cât a avut loc? În 89, în 85. Nu, îți mai pun încă o dată întrebare. Nu, cred că n-ai înțeles. Deci, o să-mi spun eu. Nu mă, nu taci. Ești 3. Deci nu, a, nu. Dacă revoluția din 7... De exemplu, uite, cum cutia neagră de la avion este portocalie. Chiar dacă ei se zice neagră. Dar uite, de exemplu, revoluția din 73 a avut loc în anul 79. În ce an a avut loc revoluția din 89? Din 89 în 83. Aproape. Te mai las te mai gândești. 82. Te mai las te mai gândești. În 89, în 88. În 88. Bun, bravo, în 88. Bravo, bravo, bravo. Deci, după întrebările pe care vi le-am pus, maxim la treierat vă încadrați. Maxim. Maxim la cimentări betoane. Maxim la cimentare, drumuri și poduri, cărămizi, intensiv. Mistrie, tată, aia la greu, mistria. Și să zic că mai departe de atât. Hai mă, să mai pun una. Dacă mi-ai s-o pastă, chiar intru la tine în familie și ți-aduc și multe miliarde. Nu ești cu ele la tine. Fii atent. Ce treacă întrebare să-i pun eu lui ăsta? O, stai să mă gândesc. Să se audă întrebare. Zi-o pe aia, tabelul ăla lui Mendeleev. Ia zi și mie. De cine a fost pictat tabloul lui Mendeleev? Cum? Tabloul lui Mendeleev, de cine a fost pictat? Bravo. Mai vând, frate. Vrei? N-am bani, frate. Cu cât o dai? 3 miliarde. Am doar unul. 3 miliarde jumate s-o cumpe. O las la 2 miliarde 800. Păi n-am, am unul. Bă, dar tu ești complet terminat psihic, bă, ce bătutule. Ce-ai făcut, frate? Ia să scriu eu între mine ușa. Așa. Wow, ce culme ai luat și tu. Spune și mie, te rog frumos, ce e în capul tău de faci lucrurile astea? Păi ce dacă, fac? Dacă păi pleci... Găsci... Mai mult o să sancționezi. Hai, okay. Păi stai că nu am venit să iau la rost, dar voiam să întreb, de ce faci lucrurile astea? Intri în oameni, păi intri. Ce-am făcut? Păi dacă intri, stați intri. În mijlocul drumului,
Păi și tot așa tu în viața mea că îl vezi pe mijlocul drumului, te bagi în el direct? Păi nu mai stați în mijlocul drumului. Nu, frate, ești ok? Yes. Păi nu prea pari. Dacă un ter e blocat în fața ta, tu nu intri în el, nu? Stai mă, frate, așa să vorbim, că mie mi-e ușor să sancționez, dar... De ce aș face treaba asta? Când... Păi... Ție ce vrei. Uite cum, ce comportament ai, când poți să zici, bă, cer scuze. Da, îmi cer scuze că am intrat în mijlocul drumului. Și voi stați în mijlocul drumului. Da mă frate, dar nu era vorba de asta. Și că veniți cu aere. Dar, dar ce aer am avut? Doar te-am tras la mine și te-am întrebat de ce faci lucrurile astea. Poate avea roșu la semafor. Da. Trei mașini odată la roșu. Deci hai, hai să-ți explic, dar nu mai era, dar eram eu pe contra, eram eu pe contrasens și a intrat direct în mine. M-ai văzut de la o poștă, m-ai văzut. Am lag. Și am lag mare, gen. Nu prea știu ce să zic dacă ai lag. Ai intrat direct în mine, te-ai oprit, ai dat slashmin, nu știu ce și ai plecat. Păi dacă mă te... ce vrei? A? Mă teleportez. Da, nu știu, comportamentul tău nu-mi inspiră, încredere, o să-ți dau jail. Da, da. Opa.